Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Astăzi am venit la doamna doctor Diana Cudor pentru a discuta despre gastroenterocolite. Bun găsit și doamna doctor, vă rog să ne spuneți ce sunt gastroenterocolitele. Gastroenterocolita este o infecție care se manifestă cu simptome și semne la nivelul tractului digestiv, respectiv vărsături și scaune diareice. Și în plus pot să se asocieze, bineînțeles, și alte simptome de ordin general, de la febră, la, bineînțeles, lipsa poftei de mâncare și se poate ajunge până la deshidratare. Care sunt cauzele gastroenterocolitelor? Cele mai frecvente cauze sunt cauzele virale, adică gastroenterocolita este în cele mai multe cazuri produsă de un virus. Pe locul 2 situându-se infecțiile de natură bacteriană. Cum vă dați seama că e vorba de virus sau de bacterie? Este foarte greu să-ți dai seama, strict pe criterii clinice, dacă este vorba de o infecție virală sau de o infecție bacteriană. Așa, grosomodo, există anumite schițate pentru noi, anumite criterii care ți-ar sugera că este vorba de o infecție bacteriană, de exemplu, dacă apar dureri foarte accentuate de burtică asociate cu scaune cu sânge, scaune sanguinolente, febră mare, febră înaltă. Să spunem, acestea ar fi câteva indicii ale unei naturi bacteriene a bolii. Noi de altfel avem notate în tratatele noastre de pediatrie pentru anumite cauze și în funcție chiar de anumite bacterii fiecare cum se manifestă. Dar per ansamblu cel mai mult te ajută o analiză de laborator să discerni foarte clar dacă este vorba de infecție de natură virală sau de natură bacteriană. Spuneți-ne, vă rugăm, cum se manifestă? Cel mai frecvent apar vărsăturile. Vărsăturile care pot să fie foarte numeroase în anumite situații, prin scaune diareice, de aceea se și numesc gastroenterocolite. Și pe lângă aceasta spuneam febra, care poate să fie de valori mai scăzute sau febră foarte înaltă. Bineînțeles, lipsa poftei de mâncare, apatie, stare de somnolență, acestea fiind deja ultimele două pe care le-am menționat, fiind niște indicatori de îndreptare către o stare de deshidratare a copilului. Când apar mai frecvent? Gastroenterocolitele cel mai frecvent apar în timpul sezonului cald, din cauza posibilității, să spunem, de contaminare, inclusiv a alimentelor. Cum putem preveni apariția lor? De bază, spălatul pe mânuțe, acesta este una din regulile de bază. Dacă copiii noștri sunt bolnavi, să nu îi introducem în colectivitate, pentru că există astfel riscul contaminării. Mare atenție la alimentele pe care le consumăm, mare atenție la locurile pe care le frecventăm și în felul acesta putem să și la modul în care și noi ne pregătim, să spunem, mâncarea și la modul în care suntem noi atenți cu unde mergem și cu ceea ce facem. Care este tratamentul pentru această afecțiune? Tratamentul, în primul rând, este simptomatic. Ce înseamnă aceasta? Se adresează simptomelor. Nu intrăm direct cu celebrul antibiotic, ci dăm medicație simptomatică. Există în ziua de astăzi o mulțime de preparate pe piață, să spun strict, pentru vărsături,
Nu să vă dau așa niște indicii foarte clare de tratament, pentru că există tendința aceasta după aceea să se urmeze la domiciliu și să se stea foarte mult până se abordează un medic. În general se poate folosi, o să lămuresc un lucru legat de celebru produs Cola, că noi îl recomandăm foarte mult în gastroenterocolite. Da, funcționează, dar mare atenție, prima dată dacă apare o gastroenterocolită, sunați medicul sau adresați-vă medicului, medicului pediatru, medicului de familie, pe cine știți dumneavoastră că puteți să abordați. Și de aceea spuneam de celebra Cola, da, se folosește în gastroenterocolită, se folosește în lumea întreagă, se folosește chiar și de la vârstă mai mică. Asta am vrut să lămuresc. Un alt tip de medicație, se poate folosi medicația de tip antisecretor sau se poate folosi celebra diosmectită, care este de fapt o argilă. Există și alte tipuri de produse care se pot folosi și celebrele probiotice, simbiotice, pe care este foarte indicat să le folosim pentru refacerea florei intestinale. În afară de aceasta, mai vreau să vă spun ceva în gastroenterocolită legat de regimul care ar trebui abordat. După toate noile ghiduri internaționale vorbind, nu este nevoie de un regim extrem de strict. Este un regim, se recomandă un regim de bun simț. Respectiv, dacă un sugar, să spunem, este alimentat la sân, va fi în continuare alimentat la sân fără nicio problemă, nu trebuie să îi administrezi un lapte fără lactoză și la fel, la copiii care sunt alimentați cu formulă, se poate continua cu formula obișnuită, nu este nevoie de lapte fără lactoză. Doar la copiii care sunt alimentați cu lapte de vacă ca atare, acelea nu se indică să se folosească, ci va trebui folosit un lapte fără lactoză care există actualmente pe piață. Și în rest, un regim de bun simț cu evitarea condimentelor, dar care se folosesc destul de puțin la copii, a grăsimilor. Nu, dacă e o gastroenterocolită, nu îi dai suc de fructe care e foarte acid și care poate de asemenea să-ți accelereze tranzitul. Nu dai fructe, excepție mărul copt sau ras, banana. Și în rest, regim de bun simț fără ciocolată, cacao. Deci este chiar un regim, să spunem, foarte ușor de urmat, mai ales în cazul unui copil. Și nu dai unt, nu dai cașcaval, dar este permisă, de exemplu, este permis iaurtul simplu, este permisă brânzica de vaci, deci avem diverse alternative. S-a renunțat la regimul acela extrem de drastic, care se folosea pe vremuri, în care practic copilul nu avea voie să mănânce aproape nimic și după ce că era extrem de stors de energie din cauza simptomelor, din cauza vărsăturilor și scaunelor numeroase, nu primea nici aport energetic prin alimentație. S-a renunțat totalmente la regimul acela drastic. Pe lângă toate acestea, poate să fie nevoie să se folosească sărurile de rehidratare orală sau pur și simplu apa minerală în care învârtim într-un pahar, într-un recipient cu o linguriță ca să iasă partea gazoasă, pentru că mulți copii, ăsta e adevărul, nu tolerează, nu le place varianta aceasta cu apă minerală și folosim apa minerală ca atare sau există pe piață diverse săruri de rehidratare care sunt foarte utile. Ce complicații pot să apară? Prima complicație este partea aceasta legată de deshidratare și care, dacă este de un grad mai înalt, necesită internarea copilului și supravegherea în mediul spitalicesc și tratament, bineînțeles, intravenos. Dar iarăși vreau să menționez aici, nu toate cazurile de vărsături și diaree necesită spitalizare. Deci puteți să încercați foarte ușor acasă să hidratați copilul, bineînțeles, la sfatul unei persoane avizate, respectiv a unui medic, încercați acasă și doar dacă nu se reușește rehidratarea acasă, dacă, să spunem, un copil varsă de foarte multe ori, are multe scaune diareice, respectiv toleranța lui digestivă este extrem, extrem de scăzută, atunci, bineînțeles, că se ajunge la spitalizare. Dar marea majoritate a cazurilor
se pot trata la domiciliu relativ ușor. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații, iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!